încercăm a patra oară, că de trei ori am filmat clipul ăsta și de trei ori s-a întâmplat ceva. Așa că încercăm a patra oară. Doamne ajută să ajungă la voi clipul ăsta. Am ținut neapărat să fac clipul ăsta după vlogul de la Roma sau vlogurile de la Roma și am tot întârziat cu el pentru că, again, s-au întâmplat diverse lucruri și mi-a dat lumea peste cap. Așa că îmi pare rău odată că vine clipul atât de târziu și, în al doilea rând, îmi pare rău că ne-am dat peste cap cu programul de Makeup Mayhem, dar o să postez în fiecare zi până ajungem la zi cu programul, ca să ne revenim. Asta ca să știți. Hello, ce faceți? Bonjour, luați-vă o cafea și astăzi povestim despre excursia mea solo la Roma, pe care am avut-o și pe care, dacă nu ați văzut, am concis-o așa în două vloguri, pe care oricum vi le las în descriere. Ideea clipului ăstuia vine în urma faptului că am mai făcut odată treaba asta când am fost anul trecut la Cluj și am văzut că v-a plăcut foarte tare, că am venit cu un clip cu impresii generale, nu neapărat doar cu ce am văzut, ce am făcut și chestii de genul ăsta, ci și impresiile clare, faceți asta, nu faceți asta și așa mai departe. Și în al doilea rând, chiar au fost câteva dintre voi care mi-au sugerat să fac un astfel de clip pentru că se vede a fi util. Bun, și o să începem prin a specifica încă o dată pentru cine n-a înțeles, și anume că da, am fost singură, cam încă mai sunt oameni care nu cred că am fost singură. Ba da, am fost singură, trust me. Am fost singură și așa a fost conjunctura și v-am explicat în vlog de ce și a fost foarte, foarte bine. Acum, în ceea ce privește frica de a merge singură, mărturisesc că am avut și un pic de strângere de inimă, că, na, nu ți-e la îndemână să pleci așa peste hotare singură, de nebună, că ți-a venit ție. Știți, nu este chiar cel mai ușor și mai comun lucru. Și o mare parte din frica asta, în cazul meu, a venit și de la oamenii care m-au bombardat cu: vezi că în Italia o să găsești cu tare lucru, vezi că o să dai de ăia, vânzători ambulanți care vin și te agresează, vin și te pun peste tine, așa, îți pun brățări pe mână, trag de tine, se bagă în seamă cu tine, urlă, îți fac, nu știu, tot felul de amenințări din astea, vezi că o să tragă lumea de tine, o să te fure, o să nu știu ce. Și cumva toate chestiile astea, auzindu-le, la un moment dat, deși am încercat să nu le dau crezare și să nu le ascult, la un moment dat tot mi-au inserat așa o doză de teamă în suflet. Și ca să încheiem subiectul ăsta cu frica, să știți că a fost foarte safe. N-am avut nici cea mai mică problemă, nu s-a luat nimeni de mine. De când am ajuns acolo și până am plecat, nu am avut nicio problemă în ceea ce privește siguranța mea. Nu m-am simțit o secundă în nesiguranță acolo. Am rămas și seara târziu pe stradă, singură, și nu am avut nicio problemă. Cu vânzătorii ambulanți, iară, n-am avut nici cea mai mică problemă și nu era ca și cum încerc cam să mă feresc și să mă apropiu de grupuri ca să vadă lumea că, nu știu, sunt cu grupurile și să maschez faptul că sunt singură. Nu, am mers singură pe stradă, nu am avut nici cea mai mică treabă, cu geanta deschisă chiar, vorbeam românește, că iar am ziceau oamenii, nu mai vorbi românește pe stradă, că știți că sunt indienii noștri acolo care, da, așa, nu, apropo de asta, n-am văzut niciunul de la de-al nostru. Nu știu, ori fi fost, dar na, cum și vederea mea e proastă, n-am văzut niciunul sau n-am prezentat eu interes pentru ei, acum habar n-am. Dar cert este că nu s-au luat de mine. Într-adevăr, am văzut pe la Castelul San Angelo și pe lângă Vatican mulți pakistanezi și indieni de aia de acolo, de la mama lor de acasă, nu de-ai noștri, dacă înțelegeți ce zic, și mai erau negri, for lack of better word, prin piața Navona, care era tot așa vânzători ambulanți. O singură dată, cred că în prima zi sau a doua zi, nu știu, traversam piața Navona și vedea unul cumva mai tare, așa, dar nu agresiv, vedea mai cu imbold spre mine, așa, și vrea să-mi arate într-adevăr niște brățări sau niște selfie stick-uri, nu știu ce avea acolo, și doar am ridicat degetul, atât am făcut, fără să mă uit la el, fără nimic, doar am ridicat degetul și odată s-a dat din fața mea, adică nici n-a fost nevoie să zic nimic, n-a fost... Este drept că nici nu am încercat să am contact vizual cu ei. Știți? Adică m-am ferit de a avea contact vizual și poate și ăsta este un aspect. Nu m-am uitat la lucrurile pe care le vindeau, nu m-am uitat la ei, nu m-am uitat la nimic. Am încercat să trec, să fiu cât mai blank. Ceea ce pentru mine este destul de ușor pentru că nici nu am vedere periferică și așa că e minunat. Dar în ceea ce privește siguranța, că vreau să întăresc treaba asta, n-am avut nici cea mai micuță problemă. Nu s-a luat nimeni de mine, n-am avut nicio treabă. Apoi,
Eu, după cum știți, am fost la început de mai. A fost aglomerat, destul de aglomerat. Știu că poate să fie și mai mult de atât. Și unul din cele mai bune lucruri pe care le-am făcut pentru excursia asta și pe care vă recomand și să-l faceți este să vă luați biletele unde vreți să vizitați, să vi le luați în avans. Dar știu că cei mai mulți spuneți, dar eu vreau să fiu spontană ca să văd atunci pe loc. Dar decât să stai 2 ore, 3 ore la coadă, cum era la Muzeul Vaticanului, când am ieșit eu de la Muzeul Vaticanului, de, știți unde, cei care ați fost știți unde e Muzeul Vaticanului și unde este intrarea, că e în spate undeva de Sfântul Petru, e în spate de tot, așa, dai un ocol. Ei, de la intrarea de acolo în Muzeul Vaticanului era până la coloane în la Sfântul Petru, la piața Sfântul Petru, acolo era coada pentru aia care vreau să-și cumpere bilete pe loc. Ceea ce însemna cel puțin 2 ore de stat la coadă. Eu una nu mi-aș fi pierdut, pentru nimic în lumea asta nu mi-aș pierde 2 ore ca să stau la coadă să văd ceva. Oricât de extraordinar ar fi, nu știu, muzeul, exponatul sau lucrul ăla, eu nu stau 2 ore la coadă. Poate cine știe ce să se întâmple, dar eu nu stau atâta la coadă și mi-ar fi stricat cu siguranță starea și mood-ul și vă recomand să vă luați bilete online. Pebbles tot așa mă bătea la cap că nu-ți lua bilete online, că sunt multe schemuri. Băi, deci nu știu, eu am senzația că, asta ca paranteză, eu am senzația că noi românii suntem din ce în ce mai sălbatici. Că numai noi avem problemele astea, pentru că n-am întâlnit alți oameni pe acolo să-și pună problemele în halul cum mi le-am pus, le-am auzit puse de români. Dar, mă rog, asta s-ar putea să fie doar o observație de-a mea. Și Pebbles îmi zicea, nu îți lua online, că sunt schemuri, că nu știu ce, că sunt multe site-uri clonate. La Muzeul Vaticanului mi-am luat de pe site-ul lor, mi-am luat biletul, deci eram sigură că n-aveam nicio problemă. Am stat cu o strângere de inimă pentru că celelalte bilete le-am luat de pe un alt site, care s-a dovedit a fi legit, adică care s-a dovedit a fi foarte ok și care chiar mi-au trimis mesaj pentru că nu-mi descărcasem efectiv biletele pentru Coloseum și pentru ruinele de sub Fontana di Trevi, nu mi le descărcasem și mi-au dat mesaj până în 12 noaptea pe WhatsApp să mă întrebe dacă sunt ok în cazul în care n-am ajuns la ora stabilită la alea, pot să folosesc biletele totuși până la 12 noapte, adică au fost foarte ok și o să vă las în descriere site-ul de pe care l-am luat eu, pentru că bănuiesc că mulți aveți problema asta, că și eu, după ce mi-a zis pe băți treaba asta, eu am intrat pe net și am auzit, am văzut tot așa review-uri că nu, că sunt din ăștia, că e un schem și că nu-ți dau biletele și că nu știu ce, ba, n-am avut nicio problemă, chiar mi-au dat biletele și au fost tot ok. Mi-a simplificat mie mult munca, ca să zic așa, și n-a trebuie să mai stau la cozi, erau infernale, la Coloseum deja erau cozile când am ajuns la 9:30 când am intrat, erau deja cozile uriașe, deci era deja aglomerat la Coloseum, abia se intra la 9:30, pentru că evident toată lumea se duce de vreme și toată e un punct central de atracție și e normal și să stau, nu știu, la 9:30 probabil aș fi stat până la 10, 10 și 20 la coadă. Îmi strica ziua. Înțelegeți? Nu, ăsta e modul în care vreau să-mi petrec eu timpul într-o vacanță, stând la cozi. Și prefer să risc să mă păcălească unii, deși nu am fost păcălită și deși cred că pot să-mi iau măsuri de siguranță. Mai sunt și alte site-uri, dacă căutați și pe TikTok și pe net, o să găsiți site-uri care vând autentice, care vând bilete la atracțiile turistice. Asta pentru că în Italia, cel puțin cu precădere la ce privește Italia, nu au toate obiectivele turistice, nu au toate site-uri de unde să puteți cumpăra bilete. Sau dacă există pagini din astea, nu știu, ale unor agenții de turism cu informații, dar nu găsești bilete. De exemplu, am vrut să-mi iau bilet pentru ăsta, pentru Villa Borghese și nu aveau online, că nu vând online. Acolo iarăși e o problemă, dar, mă rog, o să rezolvăm data viitoare când ajungem la Roma și cu Villa Borghese, dar trecem peste. Dar ăsta a fost unul din punctele care, vă zic, mi-a ușurat mintea și totul și am avut timp, mi-am
pus două obiective mari pe zi, nu mi-am încărcat efectiv programul cu nu știu multe obiective să le văd repede, să merg pe repede înainte, nu, mi-am pus două obiective mari pe zi cu destul de mult timp între ele, astfel încât să am timp ori să mă duc să mănânc, ori să stau, ori să petrec mai mult timp la unul din obiective, la cel de dinainte care era primul, știți, adică nu mi-am încărcat programul, că de-aia nici nu... Am văzut atât de multe, că teoretic nu am văzut multe lucruri la Roma și teoretic sunt cele mai populare și mai, nu știu, atracțiile principale ce am văzut eu. Pentru cei care ați mers la Roma și care mergeți constant la Roma, este, da, știu, e plictisitor, dar pentru mine, fiind prima dată când am mers, a fost ok, știți, așa. Și nu mi-am pus multe obiective, tocmai în ideea asta să am timp să stau să rumec fiecare lucru, pentru că clar o să mă întorc la Roma, adică nu e ca și cum e o dată în viață. Am zburat, apropo, am zburat cu Ryanair-ul. Eu mi-am luat biletele de prin decembrie, ianuarie, ceva de genul ăsta, și mi-am luat biletele cu tot cu cazare și n-am avut nicio problemă cu zborul. Zborul a durat o oră și un pic, nu știu, o oră și 40 sau ceva de genul ăsta. Am ajuns super ok, a fost totul super ok. Apropo și de asta, cu primul zbor, pentru că am mai fost întrebată cum e, că mai sunt printre voi fete care n-au zburat, credeam că singura, dar se pare că nu. Mai sunt fete care n-au zburat niciodată cu avionul și m-au întrebat dacă e ok sau cum e sau dacă a fost rău. Nu, a fost foarte ok și cu zborul. Am plecat și am nimerit în așa fel încât aeroportul era relativ gol și când am plecat și când m-am întors, deci a fost bine. Singura chestie apropo de zbor este că atunci când ne-am întors, mi-am dat seama când am ajuns în România că am zburat cu avionul magic și eu nu am știut chestia asta, că există avionul magic din Italia către România. Voi știați? Și nu mi-ați spus și asta? Da, deci există avionul magic. Când am urcat în avion, toată lumea vorbea italiană și când am coborât din avion în România, aceleași persoane pe care le văzusem vorbind între ele italiană, acum vorbeau românește. Și mi-am dat seama că e avionul magic. Dar da, trecem peste. Revenind la excursia mea, acum, ce aș mai avea eu de menționat? Cazarea mea n-a fost cea mai ok, a fost foarte ok din punct de vedere al poziționării, nici nu știu dacă vă zic sau nu. Dacă vă interesează, întrebați-mi, spuneți-mi în comentarii și vă spun, dar nu, nu știu dacă să vă zic neapărat unde am stat, pentru că hotelul zicea că e de 4 stele, dar numai de 4 stele nu era. Așa, cam... cam de 2 stele și ales cuturate așa, cu trase de păr. Nu arăta foarte bine și n-a fost foarte ok și îngrămădită, am avut și o cameră foarte mică, fiind singură, sau gândit să-mi dea mie o cameră mică îngrămădită, deci cât, cred că cât și șifonierul meu, cam atâta era camera. Și da, partea bună este că eu oricum nu-mi propusesem să stau în cameră, adică nu m-am dus în Italia pentru cameră, dar ca idee așa e demn de menționat. Și, dar partea bună a fost că a fost foarte aproape de toate obiectivele turistice, mai ales pe astea pe care am vrut să le văd, și am mers pe jos. N-am luat autobuz, n-am luat metrou. Puteam să iau autobuz, ar fi fost foarte simplu, că aveam stația de autobuz chiar lângă hotel și aveam și o stație de metrou relativ aproape, dar n-avea sens. Adică cât așteptam să vin autobuzul, eu deja ajungeam acolo. Deci n-avea sens să iau autobuzul. Și asta e una din chestiile care m-a enervat foarte, foarte tare, pentru că am auzit mai multe persoane spunând cât de departe sunt obiectivele turistice între ele. Bă, nu știu. Depinde unde stai, clar, la ce te raportezi și acum depinde și de ce, la ce obiective turistice ce te referi. Cel mai departe obiectiv turistic de hotelul meu era Coloseumul. Deci Coloseumul cu Forul Roman. Ăla a fost cel mai departe. Arăta Google Maps-ul că fac 25 de minute pe jos până acolo. Am făcut undeva la 20. Sau am făcut jumătate de oră cam când am mers așa, lejer, că am luat-o pe stră și am căscat gura. Dar în rest, toate au fost foarte aproape și Google Maps nu a fost foarte accurate în privința estimării timpului, pentru că iar am arătat 20 de minute până la Vatican și am făcut 10 minute, deci nu. Da, eu știu că și merg și mai repede de regulă, dar chiar nu era de 20 de minute, adică era foarte, foarte aproape Vaticanul.
Castelul San Angelo, v-am zis, era la 5 minute, v-am arătat și în clip că era la 5 minute de hotel și dacă am ajuns în Vatican, Castelul San Angelo, Panteonul era peste partea alta, peste Tibru, Piața Navona, sunt toate acolo zgrămadă, deci nu mai ziceți că sunt departe, poate sunt alte obiective mai mari, da, sunt mai departe de astea, dar astea centrale, esențialele, să le spunem, primele pe care le vezi, astea nu-s departe. Deci astea nu-s departe, chiar între ele faci 5, 6, 10 minute cel mult, ceea ce mi se pare absolut rezonabil, mai ales când mergi în excursie și cum zicea și Lorena, tipa din Mexic pe care am întâlnit-o la Fontana di Trevi, și dacă faci jumătate de oră pe jos, nu e o problemă pentru că străzile sunt atât de frumoase, sunt atât de multe lucruri frumoase pe care să le vezi, clădiri, străzi, fântâni, biserici și așa mai departe, încât nu-ți dai seama că faci jumătate de oră pe jos, adică este foarte aproape, este îți trece timpul cu plăcere. Așa, și în rest, ce am mai fi de zis esențial, așa, luați-vă crema de protecție solară, asta este un sfat bun pe care mi l-a dat pe Buzz. Oricum aveam de gând să-mi iau, dar luați-vă crema de protecție solară pentru că se estimau 22 de grade când am plecat eu din România pentru Roma și când am ajuns erau 30. Deci s-au făcut 30 zilele alea, a fost foarte cald și chiar auzisem când am ieșit de la Vatican, stăteam acolo să traversez, să trec la Castelul San Angelo și când stăteam la semafor auzeam niște americani că vorbeau între ei și ziceau că s-au ars la soare, da? De la soare, pentru că nu se așteptau, nu știu din ce parte a Americii erau, că n-am stat să întreb, doar am auzit conversația cum stăteam la semafor și ziceau că vai doamne, că nu le vine să creadă că s-au ars atât de repede și atât de ușor fiind luna mai, fiind abia începutul lunii mai, deci luați-vă că nu e de joacă, adică vă puteți arde foarte ușor acolo, că ei sunt fiind mai jos pe glob decât noi, automat soarele este mai puternic și căldura lor este mai puternică și trebuie să vă luați protecție solară, nu vă jucați cu chestia asta că vă ardeți și vă stricați vacanța, nu de alta. Încă o chestie legat de mâncare, am plecat chitită să mănânc mult și să mănânc, să încerc multe chestii și abia dacă am mâncat. Deci la modul cel mai serios, am mâncat micul dejun în 2 dimineți la hotel, că atât am apucat. 2-3 dimineți și când am plecat, da? Așa, și după aia n-am mai mâncat pentru că am ieșit în oraș și am mâncat în oraș și nu prea am apucat să mănânc. N-am mâncat tiramisu, de exemplu. Am fost în Roma și n-am mâncat tiramisu de la ei. Am mâncat paste o singură dată, deși mă așteptam să mă îndop cu paste, cu pizza, cu de toate de acolo, dar nu am... Așa, la primul restaurant la care m-am oprit pentru că cumva mi se părea simpatic tipul, care cred că era și ceva patron, nu știu că era ceva pe acolo, șef de sală sau nu știu ce era, că tot l-am văzut și avea o moagă din aia ca mafioții, din filmele cu mafioții italieni și cumva m-am oprit acolo, nu știu, mi s-a părut mie simpatică ideea. A fost o fază destul de ciudată, că eu atunci am mâncat pizza și l-am întrebat ce poate să-mi dea la pahar, dacă poate să-mi dea vreo băutură la pahar să nu fie, că nu vroiam la sticlă, nu puteam să beau o sticlă de prosecco sau de vin singură, Dumnezeule, ce Dumnezeu făcea. Și mi-a zis că nu are decât aperol și prosecco și zic ok, mie nu-mi place aperolul, îmi pare rău, dar nu nici aperolul, nici limoncelul, nu-mi plac. Așa că zic ok, prosecco și era deranjat că de ce am cerut prosecco. Aia a fost singura chestie dubioasă, ca să zic așa, în materie de conexiune cu ei sau de interacțiune cu ei, că ne-a vrut să-mi aduc prosecco, că l-am întrebat după aia pe un ospătar, zic, dar i-am cerut colegului, i-am cerut și un prosecco. Și zice, cum, nu v-a adus? Nu. Ok. Și... ei nu se prinseseră că vorbeam italiană, la momentul ăla încă nu știau că vorbeam italiană și s-au intersectat fix în fața mesei mele și au început să vorbească între ei și l-a întrebat ăla pe care l-am întrebat eu de prosecco, l-a întrebat pe ăla, băi, dar doamna ți-a cerut prosecco și asta zicea, las-o în pace, nu o băga în seamă că nu mai desfac acum o sticlă pentru ea, știți? Și ăsta, ospătarul al doilea pe care l-am...
l-am întrebat de Prosecco, mi-a adus până la urmă un pahar de Prosecco, adică nu s-a uitat în gura lui, dar asta a fost singura chestie dubioasă. În rest, că am mai auzit chestia asta, să nu mănânci în locuri din astea turistice, că am fost să mănânc atunci de ziua mea, am mâncat seara în Piața Navona, care, by the way, e preferata mea, deci îmi place la nebunie, până la ora actuală e piața mea preferată din Roma și nu neapărat datorită bisericii sau a fântânii sau a pieței în sine, ci din datorită poveștii pe care v-am spus-o în vlog. Nu știu, îmi place foarte tare povestea, mi se pare interesantă, dar oricum Roma e plină de astfel de povești. Dar la momentul actual, nu știu, povestea aia mi se pare foarte interesantă și mi se pare ideea de a te bate prin artă, nu prin cuvinte sau prin pumni, mi se pare interesantă și de-aia mi-a plăcut foarte tare. Și m-am dus să mănânc acolo la Tucci, cred că parcă așa zice la restaurantul ăla, nu știu, m-am oprit la unul dintre ele, care sunt mai multe acolo. Și a fost foarte ok mâncarea, că iarăși zic să nu te duci în locuri din astea turistice. Păi nu m-am dus acolo, nu știu, că mi-a plăcut piața, adică oriunde mă duceam în zona aia, toate restaurantele erau turistice. Ca să găsești un restaurant care nu e turistic și care e ceva mai puțin popular sau e ceva local, strict pentru localnici, trebuie să mergi mult, să te plimbi mult pe străzi, să nu știu ce. Și n-am avut chepte de asta. Și au fost foarte bune pastele alea, că erau niște paste la matriciana pe care le-am mâncat și au fost foarte, foarte bune și au fost foarte ok și cu ei n-am avut nicio problemă, by the way, cu ospătarii de acolo, din contră, au fost foarte drăguți. Și a fost bine, adică n-am avut probleme. Am zis, cocktailurile lor n-au niciun pic de mixer în ele, poate numai cu numele, că în realitate, deci, cred că vodka nu era atât de tare ca mojito-ul ăla. A fost bun, nimic de zis, nu mă plâng, doar spun așa, doar mă țin să menționez. În rest, n-am avut timp să stau să fac shopping sau chestii din astea, abia dacă am reușit să iau câteva chestiuțe așa, gen câteva cadouri, dar nu, n-am stat. Atmosfera, nu știu, mi-au plăcut și italienii, mi s-au părut foarte relaxați, nu cum îi vezi, cum zic unii. Nu știu, am senzația că internetul, cel puțin, sau cel puțin TikTok-ul și YouTube-ul sunt pline de stereotipuri americane despre italieni. Încă o dată, iarăși reveni la cărțile alea pe care le-am citit anul trecut, apropo, scrise de americani despre italieni, dar mă duc cu gândul la stereotipuri, pentru că nu sunt nici atât de gălăgioși pe cât zic, nu sunt nici nesimțiți, cum zic americanii, nu fac nici figuri că dacă îți ceri cappuccino după 12, vai, Doamne, o să se uite, o să dea ochii peste cap, n-au nicio problemă, din contră. Am zis să-mi facă cappuccino cu lapte vegetal, nu am avut niciun stres, adică nu s-au supărat. Iarăși, dacă n-aveți timp să stați ca mine la masă, efectiv, mâncați sandvișurile lor, că sunt geniale, sunt dumnezeiești, nimeni nu vorbește despre sandvișuri, că sunt foarte bune, cu salam din ăla autentic de lor, italian, cu parmezan sau cu mozzarella sau cu... depinde ce combinații vreți și sunt dumnezeiești, sunt divine. Plus că peste tot unde am mâncat sandvișuri, le-am primit încălzite. Nu m-am întrebat, vi-l încălzesc? Nu, a venit pur și simplu încălzit. Adică, nu, oamenii au fost și au fost ok. Adică, peste tot unde am mâncat și pe unde am stat, adică n-am avut probleme. Nu s-a, exceptând povestea de v-am zis-o dinainte, că ăla este un restaurant care e foarte aproape de Pantheon. Se vede în clip cum se numește, am uitat efectiv cum se numește, dar am filmat în clip, în prima parte a vlogului. Așa, și... acolo, aia a fost singura interacțiune ciudățică, să zic așa, dar oricum nu mi-a păsat, știți, de că nu-mi pasă. Și în rest n-am avut, nu știu, iarăși am auzit că sunt foarte scumpe sau că în anumite locurile astea turistice mâncarea e scumpă. Bă, nu mi s-a părut atât de scumpă, știți, adică, da, într-adevăr, dacă îți iei un croissant și un cappuccino de la Mac, e 2 euro. Dacă iei, nu știu, am luat de la Vatican, de acolo când am ieșit de la Vatican, că nu mai puneam, deci atunci am să zic că mor, simțeam că mă scurg. După 5 ore de stat în Vatican, nu mai simțeam că mă scurg și așa dimineața nu mâncasem decât un croissant. Am luat un sandwich, da, cum să zic, sandwich-ul era făcut în focaccia, că era focaccia și era
cred că mâncam 3 zile dacă mă supăram din el, adică nu, era o chestie și ăla a fost 4 euro, dar în rest nu mi s-a părut excesiv de scump. Acum, bineînțeles, depinde și de zona în care te duci, dar nu mi s-a părut, wow, de neatins, știți? Nici așa să mă duc, am mai văzut locuri din astea cu mănânci paste cu 7 euro, dar stai pe marginea drumului, nici asta nu convine, că nu de-aia mă duc în vacanță, știți? Da, mă rog, fiecare cum consideră, dar cel puțin în ce mă privește am preferat să nu fac genul ăsta de alegeri. Dar, da, nu. Dacă e să rămâneți cu ceva de pe urma acelui clip, luați-vă biletele înainte. Pentru că există cozi, adică există culoare separate pentru cei care au deja biletele luate și intrați direct. Vi le scanează de două ori, intrați și n-aveți probleme. A, încă o chestie foarte interesantă pe care am văzut-o și la Vatican, la Muzeul Vaticanului și la Coloseum. Că vă ziceam de indieni. Sunt într-adevăr șmecherașii ăia care vor să te păcălească, care îți promit ei că ți-a oferă tur ghidat, că nu știu ce, că îți dau bilete, că nu mai trebuie să stai la coadă, că nu știu ce. Pe aia nu, evident, nu trebuie să-i bagi în seamă, dar sunt și angajați, nu știu, ai Vaticanului sau ai, nu știu, de firmele lor, care sunt de acolo și culmea ironiei este că sunt tot indieni. Da, că asta m-a surprins la Coloseum, că era un tip care se vedea, era îmbrăcat la costum, ca așa-i distingeți, pe indienii aia care promit că vă bagă ei pe sub mână și indienii care chiar lucrează acolo. Toți sunt la costum, aia care lucrează acolo și toți au ecusoane. Erau niște americani și vorbeau cu ei și ăsta era cumva înainte de a se forma cozile pentru bilete și întrebau dacă ai bilet ca să te ghideze pe culoarul ăla special, pentru că nu-ți dai seama, adică dacă ați fost acolo știți că e o vânzoleală, toată lumea se duce în toate direcțiile și nu prea-ți dai seama. Și eu aveam biletele în mână de regulă și mă vedeau cu biletele în mână și nu m-am făceau semn, iau-o pe acolo, dar i-am văzut pe americanii ăștia că tipul ăsta indianul întreba, aveți biletele deja cumpărate? Și ăștia îl ignorau așa, lăsau, nu îl băgau în seamă și a fost cumva ciudat, adică omul chiar lucra acolo, se vedea că lucrează, nu este din ăla care era înaintea lui, cu vreo 20 de metri, care, da, încerca să te păcălească. Deci încercați să fiți un pic atenți la detaliile astea, pentru că nu chiar toți care sunt acolo sunt puși să vă păcălească, da? Sunt oameni angajați de ai lor, de la muzee, care sunt puși acolo înaintea cozilor, special ca să vă ghideze în cazul în care aveți biletele luate în avans, pentru că nu-ți dai seama. Și eu, când m-am dus la Muzeul Vaticanului, era să mă pun la coada alora care n-aveau bilete și care trebuiau să-și cumpere bilete acolo și i-am arătat biletul că l-aveam printat și mi-a făcut semn pe partea cealaltă. Zice, nu, pe acolo, iau pe acolo. Da. Așa. Și în rest, n-am avut probleme, v-am zis, dar aveți grijă și la detaliul ăsta, că s-ar putea oamenii chiar sunt acolo să vă ajute, adică nu toată lumea e pusă să vă fure și să vă păcălească, trebuie să-i distingi. Și dacă ai un pic de atenție, îți dai seama că, repet, ăia care erau angajați de acolo, de la muzeu, erau îmbrăcați la 4AC, aranjați, cu costum, cu cravată, cu ecuson, cu legitimație, unii chiar aveau câte două ecusoane, ăilalți erau un pantalon scurs și în șlapi, știți? Adică îți dai seama de diferență, se vede. Totuși, apropo de asta, cu aparențele care nu contează pentru unii. Și îți dai seama, da? Deci, dacă e să rămâneți cu ceva de pe urma clipului, luați-vă biletele din avans înainte să vă duceți, că vă salvează timp și nervi și răbdare și tot ce vreți voi vă salvează. De mâncat, nu știu, o să vă zic când mai mergem data viitoare unde se mănâncă bine, unde am mâncat eu în ambele locuri să mânca bine, dar în primul loc v-am zis a fost problema aia cu Prosecco și purtați SPF. Oamenii mi s-au părut drăguți, n-am avut senzația că cineva e deranjat de mine că sunt turist sau că îi incomodez sau că ce caut acolo, știți? Nu mi-au dat nicio secundă impresia asta. Încă o chestie care m-a frapat ajungând acolo este că trebuie să aveți grijă la trecerile de pietoni. Când vreți să treceți, păi vă duceți, nu stați, pentru că ei nu se opresc la trecerile de pietoni. Am văzut foarte multe treceri de pietoni fără
din asta, fără semafor, și e nebunie pentru ei, este ceva înfiorător pentru ei să stea să aștepte după turiști, așa că dacă nu te văd că ești hotărât să treci și că eziți cum fac în România, cum fac în București unii, ei nu te lasă să treci, adică nu, te bagi și oricum ei merg încet, adică nu există șanse să te lovească, că merg destul de încet, dar trebuie să treci, să fii foarte hotărât, ori îi lași să treacă, ceea ce e destul de aiurea pentru că s-ar putea să vină foarte multe mașini, ori treci tu fără nicio chestie, adică te duci, nu stai. Deci nu, când vezi trecerea de pietoni, te duci direct pe ea, nu stai de două ori să te gândești, că oricum nu te lovește nimeni, dar altfel nu apuci să treci. Și pentru mine a fost cum nu se poate mai bună experiența asta și a fost cum nu se poate de frumoasă și m-am bucurat că am fost singură. Încă o chestie, că am fost întrebată, că v-am întrebat, am răspuns la majoritatea întrebărilor care mi s-au pus legate de zbor, cazare și toate cele, dar una din întrebările frecvente pe care le-am văzut pe Instagram a fost cu ce mi-a făcut poze. Foarte simplu, unu, am avut ăsta este un selfie stick cu telecomandă. Dacă reușesc să-l și desfac, vă arăt. Are telecomandă și îmi puneam telefonul, mi-l fixam eu, îmi fixam cadrul și mai ales când am fost dimineața să-mi fac poze, nu era nimeni pe unde mă duceam eu să-mi fac poze, prin urmare puteam să las, am lăsat și mijlocul străzii, mi-am făcut pozele fără nicio problemă, deci n-a fost nicio chestie. Și în al doilea rând mi-am făcut multe poze ajutându-i pe alții, adică cel puțin la Coloseum când am fost, cred că am făcut la peste 50 de oameni și grupuri, am făcut poze. Pentru că eu am un pet peeve, am o problemă mare. Eu nu suport să văd oameni când se duc, nu știu, la un obiectiv din ăsta turistic mare, când se duc într-un loc din ăsta, chiar și fie el și popular, nu suport să văd că își fac selfie-uri. Nu știu, pe mine ideea de selfie la Coloseum... Așa. Și cum îi vedeam pe oameni că încearcă să-și facă selfie-uri, că na, nu faci tot timpul doar la partener, vrei să fii și cu partenerul în poză, mă întrebam direct. Vrei o poză? Fac eu o poză dacă vreți. Vreți să vă fac o poză în engleză? Îi întreb și toată lumea înțelege, chiar dacă nu știu engleză, toți înțeleg. N-a fost unul reticent, că apropo de fricile pe care le propagă românii noștri, n-a fost unul să se teamă că am să plec cu telefonul, că am să-i fug cu telefonul. Nu, toată lumea a fost foarte gata, mulțumesc, toți erau așa de relaxați și de fericiți că le fac poze. Și prin urmare mi-au făcut și mie mulți poze, da? Deci m-au întrebat, vrei și tu o poză? Chiar ați văzut că unii dintre ei, un cuplu de tineri, mi-au făcut o poză din aia instant, pentru că le-am făcut lor, tot așa-i văzut, se chinuiau și aveau și aparatul ăla de fotografiat instant și pe ăla nu vezi, că nu e cu ecran digital ca astea ale noastre și nu se chinuiau să-și facă și ei o poză și zic, vreți să-mi facă poză? Și zice, da, te rugau, mulțumim, dacă nu e prea, nu te deranjează, zic, nu mă deranjează, hai că vă fac eu poză. Zice, hai că să facem și noi ție după aia. Și mi-au făcut și ei poza aia instant. Deci așa s-a întâmplat toată treaba, adică am fost deschisă și oamenii s-au deschis și ei și n-am avut nicio chestie. Singurii dubioși, dacă vreți, pe care i-am văzut, a fost la Fontana di Trevi, chiar când o cunoscusem pe Lorena, pe fata din Mexic, că și pe ea tot așa, în vorbă cu ea am intrat tot de la poze ne-am luat, că și ea era singură și eu eram singură și că hai să ne facem poze. Și... singurii dubioși erau, cred că erau ruși sau ucrainieni, erau doi din ăia, cam cât mine de înalți, dar așa, știți, aveau un pic să rostogoleau, cu cefelate așa și păreau dubioși că se uitau așa pe sub sprâncene cumva, știți, erau încruntați, se uitau sub sprâncene și scanau fetele cu precădere, nu... cublurile sau băieți, că se vedea după privirea lor că se uită numai după fete și caută cumva fete care se pară vulnerabile, dar toată lumea cumva s-a prins și toți s-au dat de pe lângă ei și până la urmă au plecat, adică nu, că m-am uitat după ei și au plecat. Deci în rest totul a fost foarte ok, a fost safe, n-am avut nicio problemă, a fost minunat, mai mergem, cu siguranță mai mergem. Dacă mai aveți voi întrebări, că nu știu, poate mi-a scăpat ceva și sigur mi-a scăpat, deci am filmat, e a patra oară când filmez clipul ăsta, dar tocmai pentru că am repetat atâta la aceleași povești, sar lucruri și dacă am uitat ceva, întrebați-mă în comentarii și vă zic. În rest, toate bune și frumoase, vă pup și reintrăm în normal cu postatul, vă promit.